Nu te duci, mă, stai, mă, acasă, mă, stai, mă, ce... Mai bine stăm noi amândoi acelea. Ce o să fie, ce o să fie, stingem lumina. Și eu mă duc să iau oțet. Ce să iei? Oțet, că vine toamna și aia nu se găsesc borcare. Măi, Vasile, de ce nu ești tu cinstit? Da, chiar ce-mi trebuie? Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă. Stai, mă, acasă, mă. Stai, mă, acasă. Ah! Ah! Să spun drept! Eu! Cu cine vorbești? Mariano! Nu pot! Nu mai pot! Mă duc la spital să văd ce e cu mine, că nu mai pot! Nu mai pot! Ce faci? Nu mă atinge, nu mă atinge, nu mă atinge, sunt somnambul. Somnambul? Dacă nu mă lași să plec, care vă strașnă? Da. Lasă-mă încet, ușurel, ușurel, mă duc așa. Unde vrei să te duci? Mă duc să iau și eu ceva afumat. Vine eclipsa aia, atunci n-avem nimic afumat în casă, măi, femeie. Mă duc să iau o scrumbie afumată. Eclipsa vine peste 11 ani. Treaba ei să vine când vrea, scrumbirea ține o cât. Și Robinson Crusoe era, n-a mâncat numai scrumbii făcute de mâna lui și a avut ceva, n-a pățit nimic. Vasile? Da. Ia uite ce ți-am cumpărat eu ție de la Romarta. Ia să vezi. La Romarta mi-a luat ceva. Ia uite. Pijamaluță. Pijamaluță de la Romarta. Și încă ceva. Papucii de la Romarta. Da, da, și papucii. Hai și culcă-te, Vasile. Da, chiar. Hai, te rog. Da, chiar. Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă. Tocmai bine e, nu? Trag o oră de, bună de somn până la 10 când intru de gardă. Ai fost ieri de gardă. Da, am fost ieri. De dreptate, dacă am fost ieri, am fost și am, da, am o... N-ai nimic. N-am nimic, așa e, că n-am, dar... Dar trebuie să... Nu trebuie nimic. Chiar ce-mi trebuie? Unde te duci, mă? Stai, mă, acasă. Mi-a spus ăla că... Nu ți-a spus așa nimic. E, că nu mi-a spus, nu mi-a spus, da. Dar eu mă duc și tu zici... Nu zic nimic, Vasile. Nu. Nu zice nimic. Știam eu că ești o femeie superioară. Marioară, să nu mă aștept. Nu te aștept, că nu te duci. Da? Chiar. Ce-mi trebuie, mă? Stai, mă, acasă, mă, bețivule. Unde te duci, mă? Masă nu e, chelă nu e.